Întâlnim astăzi cu două doamne care sunt foarte dragi. Este vorba despre Mihaela Miroiu, profesor Seara. universitar, profesoară universitară, politologă și scriitoare. Pentru că vom vorbi despre o mare scriitoare, aș menționa din multele sale lucrări literatura autobiografică cu mintea mea de femeie. Se leagă foarte bine acest titlu din 2017 al Mihaelei Miroiu de tema discuției noastre de astăzi. Mihaela Miroiu este și o redutabilă teoreticiană a ideologiilor politice actuale, a politicilor feministe. Cărțile sale sunt cărți de mare importanță pentru tematica actuală care ne preocupă pe toți. Alături de domnia sa se află binecunoscuta știristă Andreea Esca. Bună Bună seara! seara, bună seara. Andreea Esca, căreia de asemenea îi mulțumesc foarte mult că este alături de noi. Andreea Esca este jurnalist, jurnalist TV, pot să spun. Și-a început cariera, și știu lucrul ăsta pentru că pe atunci părea să existe o televiziune independentă, care până la urmă n-a fost să fie. Este vorba despre Soti, la care a debutat și la care a fost jurnalistă între 1992 și 1994, după care la din 95 este jurnalistă la ProTV, prezintă știrile la ProTV. Sunt Dumnezeule, 25 de ani sau un număr? Da, mă îngrozește cifra, dar îmi pare și bine. Absolut, absolut și mie. Spuneam că două doamne care mi-s foarte dragi și vom discuta împreună despre o mare scriitoare care și ea mi-este foarte aproape de suflet. Este vorba despre Izabela Limende cu cel mai recent volum al ei, apărut deodată în limba spaniolă și în limba română în data de 5 octombrie. Trebuie să vă spun un secret, noi am fi putut să o scoatem mai devreme, însă nu ne-au lăsat agenții literari, au spus că trebuie să iasă deodată cu ediția spaniolă. Ce avem noi, femeile, se numește noua carte a lui Izabel Allende, limba română, iar în limba originală se numește Femeile sufletului meu. Noi am optat pentru titlul Ce vrem noi, femeile, despre dragostea nerăbdătoare, viața lungă și ursitoarele bune, din anumite motive pe care le vom dezvălui pe parcursul discuției noastre. Traducere excelentă în limba română, din limba spaniolă, îi aparține Corneliei Rădulescu, ca de obicei. Majoritatea titlurilor din Allende sunt traduse de Cornelia Rădulescu, e poartă marca acestei traducătoare. Și mai sărbătorim ceva astăzi. Astăzi sărbătorim faptul că este al 20-lea titlu din seria de autor Izabela Allende, pe care i-am dedicat-o la Humanitas Fiction. Au mai apărut între timp trei titluri, o trilogie pentru tinereți la Humanitas Junior. Deci iată că avem vazi opera, lipsește un singur titlu, lui Izabel Allende în limba română. Ce vrem noi, femeile? Izabel Allende, cred că mai degrabă vorbește în această carte despre ea însăși și despre femeile sufletului ei, cum foarte frumos a spus. De asemenea, cred că e o carte, un memoar, așa cum ne-a obișnuit ea și cu Paula și cu celelalte cărți, în care ne povestește cu mult umor și cu multă înțelepciune despre ce a învățat ea din viața ei. Și viața ei a fost o viață tumultoasă,
care poate să impresioneze pe oricine. S-a născut în 1942, în data de 2 august, într-adevăr, este Leoaică, Leoaică. Și s-a născut la Lima, în Peru, tatăl ei era diplomat, nepoata președintelui Allende din Chile, unde și-a petrecut și copilăria după lovitura de stat, lovitura militară și după ce Pinochet a luat puterea în Chile, s-a refugiat cu familia în Venezuela. În Venezuela a început să scrie și a practicat jurnalistica de la 16 ani. A fost o ziaristă implicată mult în apărarea femeilor și avea, slavă Domnului, ce să apere acolo, timp de 15 ani, după care s-a mutat în America, unde trăiește de foarte mulți ani, în California. Pe foarte scurt, aceasta este o biografie a lui Isabel Allende și nici nu trebuie să vorbim mai mult despre biografia ei, pentru că majoritatea cărților ei sunt, de fapt, secvențe luminoase, momente de iluminare din biografia ei, așa cum este și această carte. E o carte pe care a scris-o acum, în timp ce stătea retrasă din cauza coronavirusului. E o carte pe care a scris-o în secluziune. Și o să vorbim la un moment dat despre importanța momentului în care ea a scris această carte. Aș vrea să o invit la început pe Andreea Esca să ne spună, să ne dezvăluie câte ceva, bineînțeles, nu mai mult, din interviul pe care a reușit să-l ia Isabel Allende, acum două seri, vineri seară, după ce a terminat știrile la ProTV, i-a luat un interviu lui Isabel Allende, interviu care va apărea în revista Alice Magazine. Alice Magazine, by Andreea Esca, care este online, dar are și 4 numere pe an pe hârtie. Cred că interviul a durat ceva, a durat aproape o oră și... A durat aproape o oră pentru că nu ne-am dat seama când a trecut timpul, ca de obicei când stau două femei de vorbă. Și a fost o mare plăcere și vreau să vă mulțumesc vouă celor de la Humanitas pentru că ați făcut posibil acest interviu. Mi-a făcut mare plăcere pentru că o admir pe Isabel Allende de foarte mult timp și... Să știi că primul lucru care îmi vine în minte este cum citeam eu Amantul japonez într-un avion și plângeam foarte tare. Un domn care stătea lângă mine și care citea o carte de how to, nu știu, cum să faci bani în 20 de pași, se uitea la mine cu un fel de milă și de nu știa cum să... Și la un moment dat m-a întrebat dacă sunteți bine... Și mie pur și simplu mi-era cumva rușine să-i spun că sunt bine, dar trăiesc acolo povestea și că de asta plâng, că mă gândeam că unui domn care se gândește cum să facă niște bani în 3 pași după o carte, e destul de complicat să explic de ce plâng. Dar ce vreau să spun este că sunt îndrăgostită de Isabel Allende de multă vreme, îmi place foarte mult cum scrie și cred că orice femeie care citește o carte a ei se va regăsi într-un fel sau în altul într-una sau în alta dintre scrierile Isabelei Allende. Pentru că, așa cum ai spus și tu la început, Denisa, ea povestește despre noi. Despre noi care suntem într-un moment sau în altul, într-un fel sau în altul. Ce mi-a plăcut într-un fel, sau nu știu dacă neapărat că mi-a plăcut, dar ce m-a ajutat foarte mult în interviul pe care l-am realizat aseară, a fost că... mi-a lămurit cumva un lucru de care mă tot întrebam cum să-l gestionez. Întotdeauna când cineva mă întreba dacă sunt feministă, mi era
Nu știam ce să răspund. Aveam senzația că dacă răspund că sunt feministă, înseamnă că am ceva cu bărbații. Că nu e regulă, că mi se pare că nu e regulă ceva cu bărbații. Și nu puteam să spun nici că nu sunt feministă, pentru că, da, țin la foarte multe lucruri legate de femei, dar nu vreau să pară că sunt această, nu știu, urâm bărbații, pentru că nu e deloc așa. Și vorbind aseară cu Izabela Iende în acest interviu, exact asta mi-a explicat, că feminismul și ceea ce a încercat mereu să spună și încearcă să spună și în această carte, feminismul nu înseamnă că urăști bărbații și că feminismul poate să existe, feminismul poate să existe în același timp cu feminitatea și că ele nu se exclud și că tot ceea ce își dorește ea este să lupte pentru dreptate. Adică atunci când îți dorești ca femeile să aibă același salariu cu un bărbat, dacă depun aceeași muncă, nu înseamnă că îl urăști pe bărbat, ci că doar îți dorești să fie o luptă dreaptă. Cred că m-a făcut să înțeleg mult mai multe lucruri și pentru faptul că de multe ori când vorbim, nu știu, în cercul nostru de prieteni sau atunci când vorbim despre feminism și despre problemele femeilor, parcă sunt undeva departe și că nu ne chiar privesc pe noi, pentru că nu le simțim în imediată apropiere. Iar Izabela Iente mi-a explicat că ele sunt în imediată apropiere, în primul rând, pentru că dacă stai să te gândești în afara cercului tău, sau poate chiar și în cercul tău, dar nu știi, că până la, de exemplu, capătul străzii, în timp ce tu crezi că totul e bine și că femeile și-au câștigat un drept de a trăi civilizat și normal, s-ar putea ca până la capătul străzii tale să fie 5 femei care în timpul ăsta să fie bătute, să fie maltratate, să fie jignite, să fie și care să nu aibă curajul sau posibilitatea să iasă dintr-o asemenea situație. Și pentru că vorbeam de lockdown, chiar și asta povestea despre faptul că există atât de a fost atât de multă violență domestică în această perioadă și nu pot ieși fie pentru că nu au curaj, fie pentru că nu au posibilitatea financiară să iasă dintr-o asemenea situație, pentru că nu au unde să se ducă, nu există suficient ajutor pentru acest tip de femei. Ca să nu mai vorbim de faptul că, da, noi ne gândim la cei de lângă noi, dar tot astăzi, tot în anul 2020, se întâmplă în continuare lucruri de neimaginat cu femeile, cu fetițele din zone ale lumii unde sunt în continuare vândute și batjocorite și așa mai departe. Adică e foarte important cum privești feminismul. Nu vreau să monopolizez discuția, dar asta m-a ajutat cumva foarte tare și de-aia am vrut să vă spun despre subiectul feminismului. Poți întrerupe oricând, așa e regula la această întâlnire, revii mai târziu. Aș vrea să o întreb pe Mihaela Miroiu. Mihaela Miroiu, care ne-a educat ceea ce privește feminismul în România. Eu am învățat foarte multe de la ea. Mihaela, tu ai început cu o revistă. Nu se aude. Nu, pune pe. E dezactivat, gata. Nu se audă căței mei în timp ce vorbea Andreea. Vine mic și motanul meu e dincolo și cred că la un moment dat o să înceapă să trântească, să bușească. Să se afirme. Uite, mă gândeam cât de... În anii 90 ai făcut o revistă. În anii 90 revista am făcut-o împreună. Da, cu Laura Krumberg. Cinstit, Laura a fost principala ei mamă. Maternitatea cred că și-o poate asuma fără nicio îndoială. Se numește Analize, scris într-un fel specific cu A mare, N mic, A mare, că vine de la Ana lui Manole, care, mă rog, a fost sacrificată pentru opera maestrului și sună într-un fel și ca un protest sau ca un program care spune că de ce trebuie să te sacrifici mereu pentru opera bărbaților, când poți să creezi și tu opera. Adică de unde statutul acesta mereu în recul și revista este încă în viață, slavă Domnului, ne bucurăm. De ce mi-am amintit de ea? Pentru că
Allende, în această carte, vorbește, spuneam că biografia ei există peste tot, difuz sau cât se poate de concret, vorbește despre faptul că a reușit într-un fel să verbalizeze și să scrie ceea ce gândea ea despre feminism în momentul în care a scris la o primă revistă care se numea Paula și unde rubrica ei avea un titlu foarte haios. Bine, umorul ei e bine cunoscut. Civilizează-ți trogloditul. De asta am vrut să fac această paralelă între analize și Paula. Mai e, cum să spun, e și un registru relativ diferit. O să încep cu faptul că și dragostea mea pentru cărțile Isabelei Allende este veche, e constitutivă. Și ți-am spus în privat că mama mea, de exemplu, care acum nu mai este, o iubea atât de mult încât i-a înseninat ultimii ani de viață și era tot timpul supărată că nu scrie Isabela Allende în ritmul în care vrea ea să citească. Eu cred că ultima carte pe care a citit-o mama, deci după aceea n-am mai citit niciodată, a fost Caietul Maiei. După aceea n-am mai citit nimic altceva. Deci vreau să spun că dacă pentru o femeie care atunci avea 80-80 de ani, îi vorbea atât de mult prin cărțile ei, înseamnă mult. Mi-a vorbit și mie la fel de mult, odată pentru că regăseam forța prozei latinoamericane din plin. Cred că generația noastră a iubit foarte mult proza latinoamericană. Da, romancierii latinoamericani, e ceva, un clocot de viață în cărțile lor, greu de regăsit în altă parte, după care noi tânjim. Adică noi nu reușim să fim la fel de vii ca ei, și la bine și la rău, adică nici cu excesele lor. Și uite, mă gândeam cât de bine vine cartea asta acum, pentru că e adevărat că nimeni nu-i profet în țara lui. Și? Sunt deja 30 de ani la anul de când eu scriu filozofie feministă, politologie feministă, etică feministă, jurnalism feminist și literatură feministă și sunt foarte convinsă că ea va ajunge la cititoarele sceptice incomparabil mai bine decât am ajuns eu sau celelalte care ne-am implicat în zona asta. E firesc, există un anumit tip de admirație pentru ceva care vine din afara spațiului nostru, te atrage, intri în el, mai ales că la ea seducția a fost creată de romanele anterioare. Deci a intrat cumva într-o zonă în care, după ce o iubeam toți, acum mai vine și cu o conștiință de sine. Pentru a intrat pe sub pielea noastră cu altceva. Era după gata care intrată pe sub pielea noastră. E mai greu când vii cu teoria și cu partea asta, să zicem, mai rece. Dar odată ce ușa sufletului este deschisă, povestea asta intră mult mai ușor și mai clar și mai limpede și într-un fel extraordinar de seducător până la urmă. Pentru că eu cred că ea scrie pentru toate femeile și despre toate femeile într-un singur sens. Mesajul fundamental al cărții mie mi se pare următorul. Ceea ce își doresc în comun femeile este să nu le spună nimeni ce trebuie să-și dorească el. Dacă tu alegi să fii, să zicem, doar mamă sau doar soție și mamă, dar trebuie să fie alegerea ta. Dacă dorești să studiezi, studiază cât vrei. Dacă dorești să creezi, creează cât vrei. Pot să citesc ceva apropo de dublu standard, că îmi place foarte mult. Sigur că da. Am voie. Uite, noi mergem toți la marile muzee ale lumii. Și apropo de asta, ca să fac o mică paranteză, în anii 90, când se reformau manualele, inclusiv manualele de istorie în România, în tânărul manual de reformă, în predarea istoriei, a apărut poza Andreea Esca ca
prototip ca demonstrație pentru ceea ce se cheamă Marea Cucerire a Libertății de Exprimare și a Libertății Presei. Sunt convinsă că dacă apărea poza oricărui jurnalist bărbat, nu ieșea așa un circ. Dar faptul că ea întrupa în momentul ăla libertatea presei a fost privită ca o ofensă adusă autorității jurnalistice masculine. Deci, da, dublu standard e dublu standard, dar vreau să citesc ceva din ea. Refuz să capitulez în fața modelului eurocentric al idealului feminin. Tânără, albă, înaltă, slabă, etc., dar celebrez instinctul nostru de a ne înconjura de frumusețe. Ne împodobim corpul și ambianța. Avem nevoie de armonie și atunci producem țesături multicolore, ne pictăm pereții colibei, facem ceramică, broderie, cusături. Artizanat se cheamă această creativitate a femeilor și se vinde ieftin. Dacă o fac bărbații, se numește artă și se vinde scump, precum banana aceea pe care Maurizio Cattelan a lipit-o cu o bandă adezivă pe peretele unei galerii din Miami și costă 120.000 de dolari. Asta este? Nu? Deci, sunt aceste, cum să spun, adevăruri simple și revelatorii, din care orice femeie, pusă fără pregătire anterioară în zona asta, are un beculeț care îi se aprinde. De ce spunea Andreea înainte? În legătură cu nedreptate. Vorbind despre acest lucru, mi-am amintit de altceva ce am mai spus în interviul de vineri seară. Îmi spunea că la un moment dat i-a luat interviu un bărbat care o întreba, un jurnalist bărbat, care o întreba dacă nu îi se pare că, uite, de ce tot zice că nu sunt suficiente femei care să fie în managementul lumii? Pentru că sunt Angela Merkel, nu știu, Margaret Thatcher, Condoleezza Rice, și ea zice, i-am răspuns, uite, exact faptul că tu poți să le enumeri înseamnă că sunt foarte puține. Și mi s-a părut foarte, foarte deștept răspunsul. Exact asta e. Cumva avem această senzație, și nu că e o senzație, desigur că sunt din ce în ce mai multe dacă ne gândim la copilăria doamnei Allende, dar nu înseamnă că sunt suficiente și nu înseamnă că sunt câte ar merita să fie într-o poziție de conducere. Ea vorbește foarte mult despre acest lucru și, repet, nu în sensul în care vine să spună că o femeie e mai bună decât un bărbat. Nu. Spune doar că sunt femei foarte bune care ar putea fi în poziții de conducere alături sau în locul unui bărbat doar pentru că ar putea face niște lucruri foarte bune și că femeile au și ele niște calități care sunt importante și pe care poate că bărbații nu le au, care ar fi foarte folositoare ca lumea să fie mai bună sau să meargă mai bine. Nu știu, că sunt mai empatice. Sau că... Da. Ok, pot să vorbesc chiar prin ea. Despre pot să te mai întreb. Și pe urmă să te întreb ceva, Micaela. O problemă este că sunt puține. Cealaltă problemă este că și atâta cât sunt, ele sunt obligate să urmeze un pattern de exercitare al puterii care nu e pielea lor. Nu e neapărat firea lor. Unul confruntațional. Și ea zice așa. Există nenumărate motive care induc frica de confruntare, după cum o dovedesc cifrele înspăimântătoare ale femeilor vândute, bătute, violate, torturate și ucise, cu impunitate în lumea întreagă, ca să nu mai pomenesc celelalte modalități mai puțin letale de a le reduce la tăcere și a ne speria. Sfidarea, ignorarea și distrugerea regulilor le revine tinerelor fete care n-au ajuns încă la responsabilitatea de a fi mame și bunicelor care au depășit etapa fertilă. E momentul ca femeile să participe la gestionarea acestei lumi jalnice în aceeași măsură ca și bărbații. Adesea femeile de la putere se comportă ca niște bărbați duri, căci e singura formă în care pot intra în competiție și comandă. Dar când vom ajunge un număr critic pe poziții de putere și conducere, vom putea înclina balanța către o civilizație mai dreaptă. Și citează ea o altă autoare, în secolul 21, femeile vor schimba natura puterii în loc ca puterea să schimbe natura lor. O, ce frumos! E foarte important, pentru că e o discuție lungă în feminism legat de faptul că femeile, prin felul lor de a fi și prin experiența lor, merg pe ideea de empowerment, de capacitare, adică exact ce fac cu cei mai mici, cu copiii, pe care îi duc să-i vadă pe picioarele lor. Deci
le dezvoltă, îi ajută să-și dezvolte capacitățile ca să stea pe propria lor minte și pe propria lor putere și pe propriile lor picioare. Asta e felul femeilor de a da puterea altora. Și acum puterea asupra puterii nu este tocmai ceea ce li se potrivește lor. Ori în momentul în care ar fi suficient de multe și are perfectă dreptate, deci atenție, femeia asta e tobă de teorie. Dar scriitoare fiind, știe să le dea... Să le romanțeze. Da, nu romanțeze, efectiv le dă corp și sensibilitate. Mm. Cum face când citește arhive istorice cu tona și face personaje corporale vii, adevărate, din secolul XVIII, din secolul XVII, înviindu-i pe toți oamenii aceia, cu sensibilitatea ei. Cam așa face și cu asta. Ea are în spate un spate teoretic serios, dar ni le spune într-o formă în care oricare dintre noi e acolo. E forma ei. Da. Mihaela, vreau să te întreb, să facem o mică paranteză și după aceea revenim la text, dar de fapt pornesc tot de la text. În primele pagini ale cărții, când îi evocă atât de frumos și diferența o face atât de bine între generația mamei ei, Pancita, și generația ei, că Pancita nu putea să fie feministă în sensul în care putea fi ea, pentru că feminismul se naște cu cel puțin 20 de ani mai târziu. În momentul în care ea încerca să le explice la toți în casă, nu avea nici 20 de ani, să le explice ce e cu feminismul și ce vrea ea, de fapt, de la lume și de la viață, iar... tatăl ei, Vitreg, care era diplomat, unchiul Ramon o lua în bășcălie, până la urmă bunicul, cel mai conservator, patriarhul, Augustin, ajunge să o înțeleagă, ba reușește să-i dea să închide și al doilea sex de Simone de Beauvoir. Iar mama ei, în momentul în care aceasta își dă seama că traiectoria pe care o ia și pe care va porni fica ei, nu ține de încăpățânare, nu ține de o luptă infantilă cu lumea, ci astea sunt propriile ei convingeri, spune un lucru. Vei avea parte de multă agresivitate și vei plăti preț cu un preț foarte mare pentru ideile tale. Ți s-a întâmplat în cariera ta același lucru? Da. De multe ori și foarte urât. De la început și până anul ăsta, anul ăsta chiar a fost un atac oribil. Absolut oribil. Dar nu mă dor atât de mult lucrul ăsta, pentru un motiv foarte simplu. Deci dacă pe mine m-ar durea că, de pildă, în primii ani eram considerată o femeie frustrată, sterilă, cu hormoni masculini, plină de păr, și așa mai departe, că de-aia o-i fi ajuns eu. Chiar fețe destul de simandicoase ziceau chestia asta, că totul pleacă de la probleme personale care se lega, care încontestă de fapt natura mea de femeie. Faptul că eu sunt femeie. Nu mă cunoșteau, nu mă văzeau, nu era ca acum, că acum vezi lumea, măcar pe Facebook, pe ceva. Atunci nu puteau să se cunoască. Dar le plăcea să-și creeze un om de paie despre care să spună ce-i trăsnea capul, pentru că în prima pe partea democrației noastre de după 90, o lungă parte de altfel, antifeminismul a fost incomparabil mai zgomotos, mai răspândit și mai serios prizat în spațiu public decât feminismul. Asta e foarte adevărat. Deci nici nu era un fel de vade retro-satana. Măi, cum... auzea cineva de chestia asta sau de tine care te ocupi de asta, era un vad de retro-satan, asta era reacția. Lipsa asta de răbdare și de curiozitate să deschizi, măi, o carte să vezi despre ce e vorba. Un prăbădițel de articol, uite, citiște cartea lui Alente, că se citește plăcut, o pui pe noptieră, ai o companie, două seri, superbă. E o carte și pentru bărbați?
Categoric, deci într-un fel, cum să spun. Eu cred că e mai ales pentru bărbați. E deopotrivă și pentru unii și pentru alții. Eu spun, Andreea, că este și pentru femei mult. Odată pentru că e o chestie ciudată. Noi nu avem cultura libertății cu adevărat. Nici femeile, nici bărbații. Numai că bărbații au încă cultura superiorității. Știi? În loc să aibă cultura dragului, simbiozei, bucuriei că avem și diferențe, și gen proxim, și diferență specifică, trăiesc într-un misecuvenism. Pentru că și ei au fost educați așa, au fost educați de niște părinți care la rândul lor au fost educați așa, pentru că, de exemplu, a vorbit Denisa Adineaur de Pancita, de mama Izabelei Allende, ea spune la un moment dat în carte că mama ei i-a spus că și pe mine mă enervează macismul, dar ce să facem, așa a fost și așa o să rămână. Adică nu era că nu-ți dădeai seama dacă erai o femeie inteligentă, dar asta era situația și îți purtai crucea și nu-ți puneai întrebări cum ai putea să ieși din asta sau că nu e normal sau că hai să facem ceva să trăim altfel. Andreea, într-un fel eu am experiența asta foarte interesantă. Străbunica mea, care era o femeie analfabetă dintr-un sat din Transilvania, briliantă așa ca aminte și foarte înțeleaptă, ea a fost prima feministă de forță pe care am întâlnit-o în viața mea. Habar n-avea beata femeie. Da, nu știa că așa se cheamă. Iar conceptul. Protestul ei e că la un moment dat când era umilită, avea un copac foarte mare în pădure și se ducea în scorbură. Dispărea. Dispărea până când se căia soțul ei și o vreme nu mai o ropsea în niciun fel. Era protestul ei. Tăcea și își lua drumul codrului, să spun așa. Dar, cum să spun, nu avea problema asta, prizonieratul ăsta pe care l-au femeile, eu nu pot evada, eu nu pot pleca, sunt într-un fel de carantină, ca să ne înțeleagă femeile tinere, sunt în lockdown toată viața, adică aici mi-e casa, eu nu-mi permit aventuri, m-am supărat și am plecat, nu? Aici e casa, eu sunt legată de ea cu toată. Ea pleca măcar în felul ăsta. În schimb, de exemplu, mama, care face parte dintr-o generație mult mai aproape de cea Panchitei, a avut frica asta pentru mine tot timpul. A fost terorizată de ieșirea din rând. Era absolut de acord cu mine. Pe mine m-a încurajat nu mama, ci tata. Foarte mult. M-a încurajat de când eram adolescentă. În sensul exact de care vorbește ea. Știi ce mi se... Ai o singură limită. Propria ta minte și propriile tale fapte. Atât. Să nu spună nimeni ce să faci și ce să gândești. Faci și gândești cât poți tu. Și relația dintre părinți cum era? Adică dacă el gândea așa, accepta acest tip de comportament din partea mamei dumneavoastră? El n-a luat-o pe mama ca parteneră intelectuală în seamă prea mult. M-a luat pe mine. Era o chestiune, cum să spun, mama juca cartea victimei. Tot timpul. Genul, eu mă plâng. Cartea victimei. Izabela Lend, și mama Izabelei juca cartea victimei. E o generație care acum are între 80 și 90, inclusiv la noi, în care părea înălțător să fii victimă. Nu știu de ce, era și la bărbați, la femei erau și victimele. Deci dacă noi am avut două dictaturi, adică, mă rog, una am lăsat-o baltă, comunismul. Patriarhatul este o dictatură foarte asemănătoare cu oricare altă. Are o formă socială și culturală care consideră că altcineva e capul tău. Altcineva, nu? Asta e, de fapt, orice fel de dictatură. Dar este o dictatură care nu este recunoscută ca atare. Bine, cine nu... Cum să spun? O să te simți foarte bine și în fascism, și în fundamentalism, și la talibani.
Asta e una. Da. Puțini vor contesta formele astea de dictatură. De altfel, mie mi se pare cumva curajos și cum povestește Izabela Allende cum ea s-a îndepărtat de biserică la 15 ani, dar nu și de Dumnezeu, da? Dar de biserică s-a îndepărtat din același motiv. Pentru că îi se părea că este o instituție macistă, unde toți cei care erau capii instituției te considerau pe tine femeie ceva de rangul 2 și atunci erau niște bărbați care își impuneau regulile, drept urmare ea a zis, eu mă îndepărtez de biserică, nu mi se pare că am ce să caut acolo, dacă sunt considerată așa. Adică până la urmă patriarhismul a mers până la... Andreea, eu care sunt o răscititoare de Evanghelie pot să spun un singur lucru. În limbajul și după criteriile noastre, comparative din punct de vedere istoric, Iisus Hristos este cel mai mare bărbat feminist din istoria lumii. Iisus Hristos. Da. Că toată această chestie este stricată lamentabil, instituțional, de o revenire în forța patriarhatului și a tradițiilor veterotestamentare, e cu tot o altă poveste. Aș vrea să vă întreb amândouă ceva. Un text extraordinar de frumos și de plin de miez pe care Mihaela Miroiu l-a scris pentru coperta a patra a volumului lui Izabela Allende, Ce vrem noi femeile, subliniez la un moment dat că Izabel este cea care alină și dă speranță. Ce fel de alinare și ce fel de speranță? Odată că ea alină cu adevărat suferințele unor fete aflate în situații limite, a unor refugiați, al unor oameni care sunt, să zicem, într-o soartă din asta absolut îngrozitoare, pentru că are o fundație prin care îi ajută pe oameni, deci alină foarte direct. Bună parte din fructele succesului ei îl dă acestor oameni. Face opera asta extraordinară pe care o fac marile caractere și când se combină caracterul cu talentul și succesul cu caracterul, atunci fructele acestui talent le împarți cu cei mult mai puțin norocoși decât tine și ea o face. Deci în sensul acesta alină. Dar mai alină cu un lucru. Deci eu am fost fascinată, eu am 65 de ani și pe mine partea aia cu imaginea despre vârsta a treia este o bucurie. Deci, realmente, e genul de scriere că e ceva de genul, dar când ajung și eu la peste 70, uite ce frumos e, ce bine, nu? Deci, de regulă, imaginea despre îmbătrânire e una pesimistă, sumbră, nefericită, etc. Ori, pentru ea... Ea explică cumva întorcându-se, sau mă rog, aducând în discuție o melodie foarte frumoasă a unei compozitoare ciliene, Violeta Pera, care se numește Întoarcere la 17 ani, așa și explică, când o întreabă cineva, păi poți să mai iubești la vârsta asta? Și ea zice, da, este ca o, așa cum te îndrăgostești și la 17 ani, deci ca în melodia respectivă Întoarcere la 17 ani, numai că ai acea presiune, senzație de urgență. Exact. Frumos, foarte pot frumos. Pot să vă citez versurile acestui cântec al Violetei Para. Înainte aș vrea să spun un lucru. Sunt patru poeme, dintre care sunt poeme, canto poeme două, în această carte. Unul este din Juana Ines de la Cruz. Apoi este un poem foarte puternic de Varsan Shaire, care vorbește despre cei care sunt refugiați. Și aici e diferența extraordinară pe care o face Izabela Allende între imigranți și refugiați. Și e un poem dedicat femeilor care o iau pe mare cu copii, cu toate riscurile. Și sunt refugiate pentru că în zonele de război și unde famina și unde foamea nu le mai pot suporta,
ele și copiilor sunt obligate să își ia toate riscurile, în primul rând al morții, și să devină refugiate. Și apoi este de asemenea un canto poem al unui grup Lasteris cilian și acest canto poem al Violetei Para. Fiecare dezvoltă cu multă inteligență și umor o idee fără să ne o bage pe gât în legătură cu femeile. Și iartă-mă, Denisa, până ne spui următoarea idee, vreau să spun că nu trebuie să uităm că există un poem foarte frumos, o poezie foarte frumoasă a lui Miguel Gane, și care este această senzație literară a poeziei în Spania și în America Latină și care este un român. Exact. Un tânăr de 27 de ani care e plecat din Lerești cu părinții prin 2004, a ajuns în Spania și a ajuns un foarte, foarte bun scriitor, iar poezia e foarte frumoasă pentru că vorbește tocmai despre frumusețea femeii care se exprimă, care spune ce vrea, care își țipă doleanțele și nu acelea care tace și acceptă. Și asta e ideea, că ești frumoasă atunci când spui ce ai de spus și îți țipi crezul, nu atunci când accepti. Asta era următoarea întrebare pentru tine. Repede de tot să vă citesc canto poemul Violetei Parra. Să revii la 17 ani după ce ai trăit un secol, e ca și cum ai descifra niște semne, fără să fii un mare savant. Să fii din nou la fel de fragilă ca o secundă, să te poți simți din nou precum un copil înaintea lui Dumnezeu. Așa mă simt eu în această clipă fecundă. Splendid, splendid. Tot ea zice totuși că pentru o femeie vanitoasă cum e ea, e foarte greu să îmbătrânești și așa, cu foarte mult umor, exact cum zicea Mihaela Miroiu adineori, cu foarte mult umor explică cum tu te simți în continuare foarte seducătoare pe dinăuntru și nu înțelegi de ce nu observă și ceilalți din jur faptul că ești seducătoare și atunci, și după care se întreabă, dar de ce tot îmi bat capul de cum arăt? Unde e feminismul meu? Adică e foarte interesant așa cum jonglează cu sentimente și cu gândirea ei despre ce înseamnă trecerea timpului. Dar ce o face pe o femeie frumoasă? Că ea vorbește foarte mult în această carte despre asta. Ea vorbește foarte mult despre asta și ce mi s-a părut interesant e că la un moment dat eu am întrebat-o în interviu ce părere are despre tot ce înseamnă presiunea asta pe care acum o au tinerele din cauza rețelelor sociale, nu știu, Instagram, Facebook, unde toate sunt perfecte, sunt așezate, sunt cu filtru, cu nu știu ce. Și am fost convinsă că o să spună ceva, da, e groaznic, nu știu, sau cumva. Și ea mi-a zis... presiunea aceasta a existat întotdeauna. Nu era Instagram sau nu știu ce, dar toate vroiam să arătăm ca Sofia Loren. Adică toate aveam niște repere. Eu mă comparam cu prietenele, colegele mele mult mai tinere și mai frumoase de la revista Paula, de care vorbeai tu, sau cu Sofia Loren, pentru că era foarte la mod, adică întotdeauna, sau cu Miss Venezuela. Adică mereu a fost, doar că acum sigur că sunt mai multe, sunt mai la vedere, dar totdeauna ești în competiție cu alte femei. Numai că în final, concluzia este că frumusețea vine din energia pe care o emani și din încrederea în tine și din lucrurile pe care le faci și care te fac să fii fericită și să transmiți mai departe fericirea. Adică ea o vede frumoasă pe prietena ei care are grijă de fetițele acelea de care vorbeam și care înainte erau... 22 de ani. Exact, și care erau vândute, nu... Și așa mai departe. Ea admiră niște femei care fac niște lucruri minunate. Adică despre asta e frumusețea. Da, pot să adaug ceva la povestea asta? Te rog, era întrebarea și pentru tine. E clar că ea spune foarte limpede că în afara independenței economice, deci dacă nu ești la mâna altuia ca să poți supraviețui, nu prea e posibil să practici o viață în sensul acesta, mă rog, feministă în sensul autonom. În sensul de a fi liber de adevăratele. În sensul de a face, de a construi și tu destin. Nu doar de a fi un fel, a trăi fatalist după o soartă care ți-a fost scrisă. Și între altele, aceste femei independente,
nu sunt în competiție una cu alta. Ea valorizează foarte mult faptul de a fi împreună femeile, faptul de a se aduna. Ce înseamnă această colosală forță a trăitului împreună? Dă exemple ale unor femei care trăiesc la limita precarității, ceva între evul mediu timpuriu și comuna primitivă în Kenya, în zona Keniei, și povestește că regăsește acolo o chestiune pe care o regăsește și în mediul celălalt. Oricât ar fi de necăjite, oricât ar fi de amărâte, de copleșite de soartă sau de drame personale, chiar dacă trăiesc în lux, când femeile se adună, devin vesele. Și că împreună se schimbă starea lor de spirit și că, de fapt, această forță de a fi ele împreună, marea lor solidaritate, sprijină una pe alta, este chestiunea de care se tem cei care gândesc puternic misogini și care trăiesc, care nu știu cine sunt ei dacă nu se socotesc ceva superior. Că de fapt despre asta vorbim. Genul acesta de incertitudine. Dacă mă mai lași, Denisa, aș vrea să mai dau un citat. Bun. Foarte frumos. E un citat despre sensul pe care îl ia fericirea la vârsta ei, în condițiile în care e o femeie independentă financiar, este independentă în sensul de a-și construi singură calea, dar e foarte dependentă de faptul de a scrie și de faptul de a iubi. Asta e clar. Astea sunt cele două dependențe, dar sunt dependențe alese. Spune ea, aceasta, adică vârsta ei, 78 de ani. E o perioadă foarte fericită pentru mine. Fericirea nu e nici exuberantă și nici zgomotoasă ca veselia sau plăcerea. Este tăcută, calmă, suavă. E o stare interioară de bunăstare în care încep să mă iubesc pe mine însă. Sunt liberă. Nu am de dovedit nimic nimănui. Nu trebuie să mă ocup de copii sau nepoți. Cu toții sunt de acum adulți. M-am realizat, cum ar spune bunicul meu, și am făcut mult mai mult decât mă așteptam. Sunt sensuri ale fericirii pe care noi trebuie să le explorăm. Faptul că femeia asta are așa o vedere optimistă și bună despre viață, face romantică, inspirabilă, cum a spus ea. Iubește, ok, iubește, dar... Iubește, dar nu se supun. Bine, da, acum bunic, mi-am adus aminte de bunicul ei, apropo de relații, și atunci o să vă citesc și eu o chestie care mi s-a părut foarte simpatică venind din partea unui om atât de în vârstă, nu? La vremea respectivă mi s-a părut, el spunea, zice așa despre relația de cuplu, că relația de cuplu e simplă. Bărbatul procură, protejează și poruncește, femeia slujește, îngrijește și ascultă. Drept pentru care, spunea ea, susține că o căsnicie e foarte convenabilă pentru bărbați, dar o afacere proastă pentru femei. Și după aia mai spune Allende, zice, drept dovadă că el își depășea epoca, pentru că acum s-a demonstrat științific că cei mai fericiți sunt bărbații căsătoriți și femeile necăsătorite. Deci are așa un fel de a spune lucrurilor pe nume foarte... Frumos? Da. Clar? Cald? E o femeie caldă, care iubește viața și iubește oamenii. Și care spune că, de fapt, pasiunea este motorul care ne ține în viață și care ne face să rămânem tineri și motivați, indiferent de vârstă, și că dacă își dorește ceva, este să nu-și piardă pasiunea, indiferent de câți ani are. Da, în finalul cărții, ea justifică, într-un fel, de ce a scris o asemenea confesiune, un asemenea memoar, chiar în timpul coronavirusului. De ce? Eu am întrebat-o, de exemplu, dacă a afectat-o faptul că a stat închisă și dacă i-a afectat scrisul. Și ea mi-a spus că nu, dimpotrivă, s-a simțit foarte... că a avut mai mult timp să se concentreze și să scrie despre aceste lucruri și că a avut timp să se gândească, uite, la toate
chiar la toate aceste femei care au, care i-au marcat viața. Da, și sunt multe femei, dincolo de cele apropiate ei, prin rudenie, mama, fica ei, Paula, pe care a crescut-o după ideile ei, dar nu a fost să trăiască mai mult, să fie. Apoi, agentul ei literar, Carmen Balcells, pe care am cunoscut-o, a fost una dintre primele persoane din zona agenției literare pe care le-am cunoscut. Am fost cu Pen Clubul la Barcelona la un congres PEN în 90 și ceva și m-a invitat să-i văd agenția, să-i văd imperiul de la Barcelona, o mare agentă literară, care Vargas Llosa, toți mari marchezi, toți mari sud-americani i-a avut, iar agenția continuă, bineînțeles, s-a stins din viață acum câțiva ani, iar portretul pe care îl face Isabel Allende e un portret extraordinar, cu același umor. Zice, și sensibilitate. Zice, de câte ori m-a văzut, zice, m-a văzut că eram cu un geamantan venit din America, mai jerpelit, așa cum purtăm noi americanii. Imediat a dus și mi-a luat toate mărimile de genți Vuitton. Deci am avut grijă de fiecare dată când veneam la ea să mă duc cu un geamantan extraordinar, că eram stare iar să-mi cumpere. Și așa mai departe. S-au furat într-un aeroport. Apoi ce m-a surprins? M-a surprins că știe foarte multă poezie. Că, de fapt, nu trebuia să mă gândesc la asta. O iubește pe Sylvia Plath, pe Adrian Rich și multe alte poete și consideră că poate cea mai mare scriitoare a lumii este Virginia Woolf, care, de fapt, a influențat scrisul nu numai al femeilor, ci și al bărbaților în secolul 20. Are o aplecare spre poezie extraordinară. De fapt, mi-am dat seama de asta în suflet liric. Roman extraordinar, o lungă petală de mare. Eu cred că romanul ăsta stă alături de Casa Spiritelor, printre cele mai mari romane, și acesta aparține secolului 21, l-a scris anul trecut. Pornisem de la ce a însemnat pandemia, ce înseamnă în continuare. Ea spune că înseamnă un timp al reflexiei. A reflexiei asupra iubirii și asupra ce ar dori ea pentru nepoatele ei. Da, ca să păstrăm nota umoristică, să știți că în final mi-a spus că și-a dat seama și de câtă lume se poate lipsi apropo de acest timp al acest timp al pandemiei și-a dat seama că se poate lipsi de foarte mulți. Sunt convinsă. Uite, vezi, asta înseamnă forța. Forța extraordinară a unei femei care are sădită în ea dragostea de viață și optimismul până la cer. Eu n-am avut puterea asta. Un timp mai steril decât din martie până acum n-am avut în viața mea. Foarte steril. M-am așezat din nou pe modulul trebuie să și nu vreau să, adică de asta spun, toată admirația. Ea, pe de altă parte, vorbește despre faptul că întotdeauna a fost extrem de disciplinat. Bun, ea zice că acum, mai spre ultimii ani, s-a mai relaxat și a făcut foarte multă terapie, astfel încât să înțeleagă că nu trebuie să facă nu știu câte pagini pe zi, de la ora cu tare în ziua cu tare, dar totuși este o scriitoare care a realizat tot ce a realizat, fiind toată viața extrem de disciplinată. Bun, Andreea, ea este freelancer. Noi trei avem un job. Se ocupă foarte mult de fundația ei, împreună cu fiul ei. Și e proaspăt căsătorită. A treia, dar după 70. Are un creier erotizat, nu? Și își permite luxul să recunoască chestia asta. Soția lui Blaga, la un moment dat, care a fost foarte tolerantă cu mă rog, alunecările soțului ei, mărturisea sincer că ținea femeile departe de Blaga doar în perioada
în care el scria filozofie, dar în perioada în care scria literatură, le lăsa mai prin preajmă, pentru că un creier erotizat e foarte, foarte productiv. Dar și ea spune că ea consideră că senzualitatea este un amestec de ce se întâmplă hormonal cu imaginația și zice că pentru hormoni iau niște pastile și de imaginație nu duc lipsă. E simplu. Hai să-i dăm un citat la final. Am văzut că deja lumea a citit cartea, pentru că aud în dreapta și în stânga acest final al ei, spus de fiecare ca și cum îi ar aparține. Când va trece coronavirusul, vom ieși din bârloc și vom păși cu grijă într-o nouă normalitate. Primul lucru va fi să ne îmbrățișăm pe stradă. Cât de mult ne-a lipsit contactul cu oamenii. Vom sărbători fiecare întâlnire și ne vom îngriji cu drag de aspectele inimii. Vă mulțumesc foarte mult pentru această mulțumim curat și mi-a dat așa un avânt în continuare, trebuie să vă mărturisesc. De fapt, cred că la toate ne-a dat cartea lui Isabel Allende, Ce vrem noi femeile. Mai erau multe de discutat. Mihaela mi-a spus înainte de a începe Zoom-ul nostru că are semne și eu. Uite, asta vreau să spun. Toată lumea are semne. Suntem niște disciplinate și noi. Nu, ce citat? Fii atent aici. Deci, și scris pe carte. Citabilă. Toată cartea e citabilă, sigur că da. E colosal. Extraordinară. Mulțumesc, Mihaela. Da, Denisa, am pus să spun numai puțin și da? Altceva. Da, sigur. Ceva despre Denisa Comăneci. Da. Să zicem asta, să zicem. Ca să păstrez. Ascultă-mă. Ca să păstrăm linia asta, știi? Se pare că realmente ne ajută și vârsta să ne lăsăm sentimentele să mai iasă. E vârsta la care mintea poate să-și mai ia puțină, rațiunea poate să mai stea puțin, un hold. Avem nevoie și de sensibilitate. Vreau să-ți mulțumesc pentru binele pe care mi-l faci. Și cred că multe credem asta sau mulți. Că am cu cine a dormi în fiecare seară, luând una câte una cărțile de pe raftul Denise. Da, și eu sunt de acord, semnez. Și eu vă mulțumesc foarte mult, asta îmi dă încredere să continui. Îți mulțumim mult! Și eu, Isabel Allende, Ce vrem noi femeile? O carte despre dragostea nerăbdătoare, viața lungă și ursitoarele bune, comentată cu Andreea Esca și Mihaela Miroi. Vă îmbrățișez! O seară bună! Pa, pa.